La împlinirea 166 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Seminarul Teologic Neagoe Vodă Basarab din municipiul Curtea de Argeș, în colaborare cu Colegiul Național Vlaicu Vodă, a organizat astăzi spectacolul literar-artistic Dor de Eminescu. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități a seminarului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, care a recitat poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilii zori, viață în vecie, glorie, bucurie, arme întărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Spectacolul a cuprins mai multe momente literar-artistice în care au fost prezentate diferite aspecte legate de viața și opera marelui poet. Prin Eminescu, poporul român a dat măsura cea mai înaltă a puterii sale de creație. Amploarea și profunzimea de necuprins a spiritului său au făcut din Eminescu chintezența spiritului românesc. Sau așa cum l-a numit savantul Nicolae Iorga, Eminescu este expresia integrală a sufletului românesc. Publicul a audiat piese muzicale inspirate din poeziile eminesciene care au fost interpretate de elevi împreună cu profesorii lor. Trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci mi-e împletiți un pat din tinere ramuri. Acest simpozion a inclus un spectacol literar-artistic pe care l-au susținut elevii seminariști în colaborare cu Colegiul Național Vlaicu Vodă din Curtea de Argeș și simpozionul mai include un concurs de creație literară și o expoziție de pictură care este organizată la Casa Corpului Didactic din municipiul Pitești. Implicarea noastră a fost una artistică, pe de o parte poezie, pe de altă parte cântec, îmbinate într-o armonie deplină pe versurile marului nostru poet național. Acest spectacol organizat în Curtea de Argeș a încheiat șirul de evenimente desfășurate în eparhia Argeșului și Mușcelului în cinstea zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale.